Monica Pop are o viață desprinsă parcă din filme. Medicul vedetelor vorbește despre căsnicia fericită, dar spune și care este cel mai mare regret pe care îl are. Un interviu în exclusivitate oferit pentru Star Matinal. Dacă ar fi să... Trebuie un numit director și n-am mai putut. Nu am avut timp. Mi-aș fi dorit din tot sufletul. Și am vrut să știți că am primit invitații, că hai, că facem. Nu, nu, eu zic, vreau să știu. Adică să învăț, nu așa... Nu vreau o diplomă fără niciun fel de nimic. Asta e una. Și a doua, după ce s-a stins verișoara mea, cu care, vă spun, am avut relații foarte bune, avea o fețe și un băiețel, băiețelul avea vreo 13 ani, acum e medic orele. Și am vrut să-l iau și nu a avut tatăl lui să ne-l dea. L-am cunoscut pe cel care a devenit soțul meu și să vă spun cum. Avea mama internată la Floreasca și eu am făcut mâna a doua sau a treia la chirurgie. A avut o tumoră de sân, dar nu era rea. Nu era malignă, era ceva benign, un hematom. Și foarte drăguță. Soacra mea, un om extraordinar, n-am cuvinte. Și ea a pus ochii pe mine și tot zicea, când ar putea să vină fiul meu ca să... Îi spuneți ce considerați că... Păi zic, nu-i nevoie, ce dumneavoastră nu știți? Am știut imediat că vrea să fac așa. Într-o seară a venit, mi-am dat seama că e, și a intrat la camera de gardă și a zis un nume, mi-a pocit numele. Așa. Eu am vrut să am zis că eu sunt și vreau să spun că din seara aia nu ne-am mai despărțit. Așa a fost să fie. Am stat, deci asta era pe la 6, a venit, dar era noapte afară, că era iarnă sau aproape. Am stat împreună de vorbă până pe la 1 noaptea și am început să mă caute, să vină în vizită, să nu știu ce. S-a purtat.
este foarte mare fan fotbal și se ține cu sportul studențesc și merge la meciuri. A, zic, merg și eu, că habar n-aveam, n-am fost în viața mea la meci.